Pe ordinea de zi a ședinței de mâine figurează 12 proiecte de hotărâre și capitolul diverse. La primul punct, consilierii vor conferi un nou titlu de cetățean de onoare. Este vorba despre Ștefan Octavian Ciurea, medic specialist în transplantul de celule STEM, profesor universitar în Statele Unite ale Americii și diplomat în medicină și hematologie. Un alt proiect propune acceptarea donării către municipalitatea unei statui din metal neferos, denumită Parașutistul, care are o înălțime de 2350 de centimetri și o lățime de 1600 de centimetri. Statuia donată de o familie din Slobozia are o greutate de 4 tone și urmează să fie amplasată în bariera Focșani la podul Mărăcineni. Tot în ședința de mâine va fi prelungit termenul de administrare a imobilului din strada Transilvaniei către Colegiul Național Mihai Eminescu. Asta înseamnă că nici anul acesta emineșienii nu se vor întoarce în clădirea liceului lor.